Sunt Ana Sârbu și vorbim astăzi despre un cod galben nu de caniculă, ci de știri manipulatorii. Și ele frig, doar că mai degrabă afectează ochii, apoi neuronii. Până ajunge la marea dezinfectare, vă propun să ne dezmorțim savurând câteva porții de manipulare pe care le-am găsit în titlurile unor site-uri de știri de la noi. Că tot am adus vorba metaforic de hrană, aflați de la sputnik.md că moldovenii nu sunt lăsați să intre în România cu mâncare. Citind acest titlu, ne creăm impresia că nu mai avem dreptul să călătorim cu produse alimentare pe teritoriul României, lucru care nu este adevărat. Cel puțin parțial, pentru că este vorba doar de produsele din carne de porc și este o măsură temporară în contextul pestei porcine. Cei de la Sputnik nu se opresc aici și continuă cu noi titluri manipulatorii. Noi metode de învățământ, iată cum îți poți lua diploma de bac fără să mergi la școală. În știre s-a vorbit despre posibilitățile de a studia acasă, adică homeschooling, și abia la finalul materialului aflăm că această metodă de învățământ nu este recunoscută în Moldova. Respectiv, elevii noștri nu pot lua diploma de bac fără a merge la școală. Deci, titlul nu este valabil pentru Moldova. O manipulare evidentă observăm și în acest titlu, propus de portalul de știri Omega.md. Poliția interzice solicitarea unor salarii mai mari pentru profesori. Este un titlu fals, iar concluzia pe care a făcut-o redactorul este absolut eronată. În lead, autorul știrii explică, grupul de inițiativă Ocupai Guguță i s-a interzis să distribuie în rândul părinților petiția care cere autorităților să majoreze salariile profesorilor. Mai bine zis, un polițist s-a opus repartizării pliantelor, iar cel care a scris noutatea a manipulat cu datele pentru că titlul și informația din știre nu au vreo legătură. După ce ne-am dezmorțit un pic, vă propun să trecem la un subiect care deseori trece prin toate nivelurile posibile de manipulare. Mai exact, vorbim despre numărul de oameni care participă la proteste. Acesta este cel mai îndrăgit element de știre atât pentru poliție și organizatori, cât și pentru presă, mai ales cea controlată de politicieni. Să analizăm controversatul protest din 26 august, când susținătorii lui Ilan Șor s-au întâlnit în fața guvernului cu simpatizanții PAS și PPDA. Site-ul publica.md a atras atenția că, după calculele poliției, la manifestațiile organizate de PAS și PPDA au participat circa 6500 de oameni, iar la cea a partidului Șor cu 1500 mai puțin, adică circa 5000 de oameni. În știre, jurnaliștii, pentru a fi mai convingători, anexează o galerie foto în care se vede cu ochiul liber că la protestul lui Șor au fost prezenți mult mai puțini decât la protestul opoziției extraparlamentare. Și nu vorbim aici doar de 1500 de oameni. În schimb, atunci când vine vorba de concertele organizate de PD și de Guvernarea Democrată, portalul de știri nu se zgârcește și dă cifre mari. Ca de exemplu, la concertul din 9 mai, ei notează că au fost peste 50.000 de persoane în piața Marii Adunări Naționale. Să încercăm să înțelegem acum după ce calcule sunt numărați oamenii când vin la un protest. Să nu credeți că stă cineva și numără cu degetul. Totul se face estimativ. Așadar, potrivit unui studiu BBC, în medie, într-un metru pătrat, încap lejer 3 oameni și jumătate. Maxim, la o manifestație publică, într-un metru pătrat, pot încăpea 5 persoane. Respectiv, cunoscând suprafața Pieții Naționale, reiese că pentru a aduna 50.000 de persoane, este nevoie ca toată piața să fie plină, de la un capăt la altul, inclusiv partea carosabilă. În ceea ce privește protestele, încercați să faceți simple calcule matematice pentru a vă convinge dacă a fost vorba de 6500 sau totuși peste 10.000 de protestatari. În concluzie, dragi telespectatori, numărul participanților la proteste oscilează în funcție de ora când au fost făcute fotografiile și cât de multe persoane stau într-un metru pătrat, adică cât de aproape stau unii de ceilalți. Poți face o fotografie atunci când lumea abia vine la protest și să o prezinți ca din timpul manifestației. Așadar, nu vă lăsați manipulați de aceste fotografii și de calcule, care sunt deseori folosite pentru a adăuga valoare evenimentului când acesta convine celor de la guvernare sau pentru a subestima importanța lui dacă este organizat de cei care critică puterea. Cam atât pentru astăzi, rămâneți pe TV8! Mai bine, 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 mai b